O eternă și modernă cale de a învăța rămâne vizitarea. Deși perioada concediilor a trecut de mult, astăzi vă propunem o destinație de vacanță inedită. Vom merge în inima țării, în județul Hunedoara. Străbatem așadar câteva sute de kilometri și câteva zeci de milioane de ani în urmă și ajungem în geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului. La prima vedere, aici ar fi vorba de conservarea patrimoniului natural și cultural al zonei. Rezervația depășește cu mult obiectivul. Locul exprimă o îmbinare armonioasă între natură și om, între trup și suflet, o poveste spusă cu evlavie din generație în generație. Ce găsim în geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului? În primul rând, dinozauri. Restul e istorie. Călătorim împreună în spațiu și timp prin intermediul următorului reportaj. Țara Hațegului este o destinație potrivită pentru o vacanță liniștită. Puteți vizita ruine antice, fortificații din Evul Mediu, biserici din piatră, muzee de artă populară și expoziții cu dinozauri. Este greu să ne imaginăm, dar acum 70 de milioane de ani, Țara Hațegului era o insulă tropicală stăpânită de dinozauri, reptile zburătoare, broaște țestoase și crocodili. Aici s-au format mai târziu, după stingerea vulcanilor din zonă, munții Carpați. Rezultatele studiilor paleontologice efectuate în zonă, dar și ultimele descoperiri, au dus la inițierea proiectului Geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului. Practic, o suprafață de peste 100.000 de hectare, care cuprinde 80 de sate grupate în 10 comune și orașul Hațeg, au devenit o arie protejată și un teritoriu de cercetare, educație și dezvoltare durabilă. Geoparcul înseamnă o îmbinare între timpul pământului, povestea pământului și timpul omului, povestea omului. Și ne face să înțelegem de ce anumite momente, evenimente din istoria Pământului ne pot folosi nouă acum în prezent. Sau de ce anumite roci, anumite pietre sunt importante pentru noi acum. Și cum pot ele chiar să ne ajute în anumite privințe. Ideea înființării geoparcului a fost lansată în anul 2000, deși săpăturile în zonă au început în 1975. Rezervația este administrată de Universitatea din București. Ce nu este un geoparc? Nu este o simplă arie protejată. Nu este numai despre geologie geoparcul. Geoparcul înseamnă, în primul rând, o abordare de jos în sus. Aici, Universitatea a coagulat comunitățile și a propus guvernului declararea ariei protejate. Nu a venit guvernul, ministerul și a declarat. Asta e esența. Oamenii, comunitățile care au un trecut comun, Țara Hațegului e o zonă foarte bine delimitată și care vor să aibă un viitor împreună. Ei semnează o strategie, creează o strategie și o asumă și pe baza acelei strategii se acționează mai departe. Până la urmă, geologia, istoria Pământului este un pretext pentru ca noi să creăm valoare. Geoparcul, definiția scurtă a lui, ar fi un teritoriu foarte clar delimitat, care are niște valori geologice extraordinare și le folosește pe acestea pentru două scopuri. Unu, identitatea locuitorilor, apartenența lor la acel spațiu, reface legătura oamenilor cu spațiul lor, și doi, le îmbunătățește economic viața. Adică încearcă să, pe baza acelor resurse care poate au fost uitate, reconectând omul cu valorile lui, să se dezvolte geoturismul, care e un fel de ecoturism, și alte activități prietenoase cu tot ce înseamnă pământ, planetă. Factorul cheie care personalizează acest teritoriu îl reprezintă siturile cu fosile de dinozauri din Cretacicul Superior. În geoparc, expozițiile abordează diverse tematici. Noi am vizitat-o pentru început pe cea din Hațeg. Aici se valorifică legendele balaurilor și dragonilor,
precum și fascinația pentru dinozauri. Aici este sediu și expoziția Balaur Dragon Dinozauri, care e cumva tipică pentru ce facem noi, adică îmbinăm rezultatele cercetărilor Universității din București, care aici lucrează de foarte mult timp, din anii 60, și toate rezultatele astea îmbinate cu lucrurile care deja erau aici și încă sunt. Credințele oamenilor, geografia lor mentală, miturile, legendele și toate astea formează strategia noastră de interpretare. Aici e o hartă cu ce putem vedea în Țara Hațegului, iar sloganul nostru e drum prin vreme. Adică o călătorie în geoparc nu e doar o călătorie în spațiu, e o călătorie și în timp. Începând cu 70 de milioane de ani în urmă, când e povestea dinozaurilor, lucrul ăsta care definește cumva teritoriul, e ceva foarte, foarte atipic și de asta se numește Geoparcul Dinozaurilor, Țara Hațegului. Trecând prin, nu știu, glaciațiune, de exemplu, avem urmele glaciațiunii, trecând prin istoria antică, istoria medievală și chiar în momentul ăsta, în prezent, sunt lucruri interesante care pot fi văzute. Aici, în gang, avem povestea balaurilor, deci expoziția e Balauri, Dragon, Dinozaur. Și ce e interesant legat de Țara Hațegului e că primele legende despre balauri sunt culese de aici. Mergem înăuntru. Și aici, pe hol, începem povestea dragonilor, care sunt niște balauri mai internaționali. Ce e important de spus e că dragonul e prezent în toate culturile din lume. Dragonul chinezesc, care știm bine ce înseamnă cultura chineză, până pe cealaltă parte a globului, astecii, Quetzalcoatl, șarpele cu pene, tot un dragon, în continuare e prezent foarte puternic. Și la noi, dacii, aici avem exemplu, perioada antică, tot un dragon, Draco, șarpele cu cap de lup. În Evul Mediu, între Antichitate și Evul Mediu, avem o discontinuitate și imaginați-vă icoana Sfântului Gheorghe comparând-o cu imaginea asta. E dragonul coboară din vârful suliței sub cal, sub suliță, înjunghiat de suliță, de cruce, coboară nu numai fizic, ci și simbolic. Pentru că, odată cu apariția creștinismului, toate elementele pozitive pe care le avea dragonul înainte devin negative și este asociat cu răul. Și din cauza asta și semantic, Draco e foarte apropiat de diavol și a dat în limba română drac. Însă, în anumite condiții, cum se întâmplă aici, în perioada medievală, aici avem efigia Ordinului Dragonului. Deci asta e o condiție specială când dragonul își păstrează valențele pozitive. Dar, sub semnul crucii, și fie își mușcă coada, fie are coada încolocită în jurul gâtului, cum e aici. Asta înseamnă că își înfrânează ispitele, pornirile alea primare de fiară și se pune în slujba creștinismului. Asta e efigia Ordinului Dragonului, secol XV, care e un ordin cavaleresc occidental, unde a făcut parte și Vlad Dracul. Tocmai ideea că el venind cu simbolurile astea, imediat a fost asociat nu cu balaur, ci cu drac. Asta arată ce s-a întâmplat între timp în mentalul colectiv. Și de la Vlad Dracul, fiul lui Dracula, Drăculea, fiul Dracului. Asta e foarte interesant, mai ales pentru străini. Pe partea asta, la epoca modernă, avem din nou o asociere interesantă de simboluri. Asta e partea mea preferată. Pe bancnota asta din anii 90, un simbol hațegan foarte important și foarte cunoscut, Biserica de Însuși, din nou vine asociat cu dragon. Deci din nou asociere între dragon, Draco și Biserica de Însuși, Țara Hațegului, deci. În 2012, o companie de software și-a dezvoltat identitatea vizuală în urma unui studiu de marketing și au ales dragonul dacic. Din moment ce o companie de software care ar fi putut să aleagă orice ca identitate vizuală, ceva abstract, orice, alege în urma unui studiu
treaba asta, dragonul, înseamnă că de acolo, de la chinezi, din negurile istoriei, de la toate popoarele din lume care au avut dragonul ca element central până în prezent, nu s-a schimbat mare lucru. În continuare, dragonul e foarte prezent în mentalul nostru colectiv. La sediul geoparcului din Hatzeg, personajul cel mai interesant este un bondoc, Balaur bondoc, o specie de dinozaur unică în lume. E cea mai nouă specie de dinozaur descoperită în zonă. Nu a fost descoperită în țara Hatzegului, a fost la Sebeș descoperită, însă sunt oase și aici, sunt fosile. E denumită Balaur bondoc, tocmai în onoarea culturii române, e singura specie de dinozaur denumită în limba română. E genul Balaur, specia bondoc. Echipa asta de cercetători români și americani au descoperit animalul și l-au studiat. Iar vestea a fost foarte bine primită în comunitatea științifică și nu numai. Avem aici reacția ziarelor românești, dar și publicațiilor internaționale, și de specialitate și cele obișnuite. Avem New York Times, avem Discovery News, Smithsonian, toate au redat descoperirea asta pentru că, pe de-o parte, fosilele sunt foarte bine conservate. Iar pe de altă parte, animalul e foarte ciudat și numele recomandă, are mult potențial de a fi apreciat, nu știu, plăcut de public în general, Balaur bondoc. Vremir, cel care l-a descoperit prima dată, spunea că animalul e o corcitură între un curcan și un pitbull. Oamenii ăștia au descoperirea și au scris o serie de articole științifice, din care cei care nu sunt specialiști, eu nu sunt paleontolog, eu sunt geograf, nu înțeleg nimic, aproape nimic. Deci treaba geoparcului este să interpreteze, deci să traducă informația științifică și să o aducă pe înțelesul tuturor. Și să o aducă aici, să o combine cu ceea ce era deja aici. Cum am făcut aici treaba asta? A fost prin artă. De obicei folosim arta ca mijloc de a traduce informația științifică și o aduce pe înțelesul tuturor, inclusiv a copiilor. Și am lucrat cu cei mai buni, spunem noi, paleoartiști din lume, Brian Cooley și Marianne Wilson, sunt acolo. Ei sunt canadieni. Paleoartist înseamnă cineva care în același timp are studii de specialitate, dar e și artist. Pentru că întotdeauna e o doză, n-a văzut nimeni balaurul bondoc în viață. Și atunci e o doză artistică automat. Ei au venit în țara Hatzegului, au stat vreo 2 luni și au pus pene și fulgi pe prima reconstrucție științifică a balaurului bondoc. El e balaur bondoc, e rău, a fost rău, după cum îl vedeți, un carnivor fioros, o mașină de ucis, dar, bineînțeles, nu ca oamenii, nu ucidea de plăcere, ci pentru a mânca. Și atunci nu trebuie să ne gândim la el chiar atât de negativ. El e o rudă apropiată a velociraptorilor și are caracteristicile lor și multe dintre elementele care au fost adăugate tocmai pentru a se completa imaginea animalului sunt pe baza altor descoperiri ale rudelor lui. De exemplu, nu există o dovadă directă că avea pene, însă rudele lui apropiate aveau pene și atunci e foarte posibil ca și el să fie avut pene. Ce are el în plus față de rudele lui sunt 2 gheare la fiecare dintre aripioare, să-i spunem așa, mânuțe, membrele astea superioare, care sunt atipice. La fel, Velociraptor avea o singură gheară din aceea celebră cu care înjunghia la picior. El are câte 2 la fiecare picior. Valea râului Sibișel, în apropiere de satul Sânt Petru, este zona în care au fost descoperite primele urme fosilizate ale dinozaurilor pitici din Transilvania. Primul lor cercetător a fost Franz Nopcea, urmaș al unei familii nobiliare locale. Baronul a fost atât de interesat încât a studiat la început autodidact, după care a făcut studii la Viena și a fost primul care a descris dinozaurii de aici. Și teoria lui cu nanismul insular a fost inițial infirmată atunci și a fost confirmată de-aia după anul 2000, când au fost niște studii pe oase care arătau într-adevăr că sunt maturi, sunt exemplare mature, pitice.
În Cretacicul Superior trăiau dinozauri, evident, și alte animale, care, pentru că erau izolați, au evoluat diferit față de rudele lor de pe continent. În milioane de ani și-au căpătat niște caracteristici unice. În primul rând, ei erau mai mici. Se numește nanism insular fenomenul și apare în toate mediile care sunt mici. Sursele de hrană mai puține îi favorizează pe cei care sunt mai mici. Și în milioane de ani, ei devin foarte mici. Sunt niște elefanței în Malta, care sunt atât. Deci, întotdeauna mediile mici provoacă nanismul insular. Asta s-a întâmplat și în insula Hatzec și din cauza asta toți dinozaurii noștri sunt unici în lume. Și toți marii paleontologi vin aici să-i vadă. N-ai unde să-i studiezi în altă parte. E un fel de loc de pelerinaj pentru paleontologi. E o muncă de detectiv, munca unui paleontolog. Descoperirea dinozaurilor, fosilelor, nu se face așa. Niciodată, aproape niciodată. Și așa, imaginează-ți că ai nu un puzzle, mai multe, 20 de puzzle-uri incomplete și câteva piese de la câte unul aruncate. Uite, numai aici, în 30 de centimetri pe 30, au descoperit fosile de la 4 animale diferite. În ce zonă a fost asta? Aici, pe vale, mai sus, la 500 de metri. Aici s-a descoperit prima oară fosilele. Și oamenii din sat ce zic că stau cu fosilele lângă ei și nu știau? Păi, inițial le interpretau ca oase de urieși. La Centrul pentru Științe și Arte al Universității din București, din Comuna General Bertlo, turiștii sunt întâmpinați de Magyarosaurus dacus, iar în interior pot vedea alte expoziții de excepție. Magyarosaurus dacus, el, a fost făcut în Canada de Brian și Marianne, pe care știți de acolo de la sediu și a fost asamblat la Rotterdam, în port, și de la Rotterdam până în Țara Hatzecului a venit pe o platformă, oprind în puncte importante, în geoparcuri, la Paris, la UNESCO, la sediu UNESCO, și a făcut o lună până în România. El e un dinozaur erbivor, e cel mai mare dintre cei mici, cel mai mare dintre dinozaurii noștri. Și e un sauropod, așa se numesc dinozaurii de tipul ăsta. Fiecare solzișor e făcut manual. Bine ați venit în Centrul de Știință și Artă al Geoparcului. El e Zalmi, Zalmoxis robustus, un dinozaur, ce credeți, erbivor sau carnivor? Mănâncă iarbă, da? Bravo! Așa e, este erbivor. Ăsta e un cuib cu ouă de dinozaur original. Avem mai multe aici, acum chiar avem foarte multe. E cel mai mare cuib descoperit, are 13 ouă. Sunt eclozate, deci nu vă speriați, nu mai iese nimeni din ele, sunt deja eclozate. Ouăle astea sunt depuse de Thelmatosaurus transilvanicus. Thelmatosaurus e o șopârlă de mlaștină, așa îi spune numele. Are și un fel de cioc, carața mai lat. Ce animale mai erau în zonă? Elopteryx nopcii, puteți să-l vedeți la Sân Petru, la Casa Dinozaurilor Pitici. Tot un carnivor ca și balaurul bondoc. Struțiozaurus transilvanicus era un dinozaur cu protecție, cu un fel de platoșe și era foarte greu. Pentru dimensiunea lui era foarte, foarte masiv. Și pe lângă dinozauri erau și alte tipuri de animale. Hatzegopteryx tambema e un pterozaur, nu e un dinozaur. E cel mai mare animal care a trăit vreodată pe pământ și a zburat, cel mai mare animal zburător. 14-15 metri anvergura aripilor, deci e uriaș. Geoparcul dinozaurilor Țara Hatzecului deschide multe perspective. Studenții geologi care vor să facă practică, voluntarii preocupați de valorificarea și dezvoltarea zonei sau pasionații de foștii stăpânei planetei, își folosesc aici timpul din plin. Poate că ne-am grăbit cu o apreciere mai devreme. Balaurul bondoc nu e singurul erou de aici. Lângă el stau, fără doar și poate, tinerii care își oferă timpul și energia geoparcului și semenilor. Sunt oamenii curioși când vin? Foarte. O mulțime de întrebări. Venim de pe la 9 dimineața și trecem la 5-6, depinde câtă lume vine. Educațional avem întâi niște cluburi exploratorii în școala primară și gimnazial. Și pe lângă fiecare școală din geoparc avem câte un club exploratorii. Și așa că ei acum deja sunt formați când intră la voluntariat, cam din clasa 9-a,
Deja știu tot ce trebuie. Sunt 200 de tineri înscriși la programul nostru de voluntariat. Bineînțeles, nu sunt toți activi tot timpul, dar sunt de 80 care sunt implicați și din care 40 sunt aproape zilnic la noi, la Geopark, cel puțin pe perioada verii. Pentru o comunitate mică, o zonă în mare parte rurală, în afară de orașul Hațe, care oricum nu e, poți să spui că ceva extraordinar urban, să aibă oportunitatea să activeze ca voluntari la la o organizație UNESCO și Universitatea din București, e ceva foarte rar. Deci, într-adevăr, și încercăm, aici lucrăm noi, de fapt, încercăm să formăm generația următoare din țara Hațegului. Pentru că ei vor fi mai târziu cei care vor lua decizii. Un geoparc poate fi definit ca o stare de spirit. Ce se întâmplă aici cu noi, cu echipa și cu voluntarii, e exact asta. În 2005, Geoparcul Dinozaurilor a primit recunoaștere internațională. De peste un deceniu, el a devenit membru în rețeaua europeană și în cea mondială a geoparcurilor. Acolo avem o hartă făcută din cuvinte cheie care definesc geoparcul și unde sunt reprezentate celelalte geoparcuri din rețeaua europeană. Există rețeaua europeană a geoparcurilor și rețeaua globală, care acum sunt program UNESCO direct. E un program nou înființat anul trecut, în toamnă, și automat geoparcurile sunt teritoriul UNESCO, geoparcurile care sunt membre în rețelele astea. Noi suntem membri în rețele din 2005, am fost printre primii acolo, primul geoparc din spațiu fost comunist și în momentul ăsta suntem cam singuri în zonă. Există două geoparcuri în Ungaria, în Croația mai un geoparc. Geoparcul împreună cu Parcul Național Retezat au fost declarate de Autoritatea Națională pentru Turism a treia destinație de ecoturism din țară. Existau două până acum, noi suntem a treia declarată. Zărnești și Mara Cosău, Maramureș. Un geoparc odată declarat nu înseamnă că e veșnic. Se reevaluează odată la 4 ani. De către o echipă UNESCO, noi am fost evaluați în 2014, urmează să fim reevaluați în 2018. Deci permanent trebuie să vii cu ceva nou, să te menții în top. Noi nu am reușit să vizităm într-o zi toate punctele geoparcului. Am lăsat pentru o dată viitoare Casa Dinozaurilor Pitici, Casa Tradițiilor din Sâmp Petru și Casa Vulcanilor din Densuș. Pare ciudat ca în 2016 să vorbești de eroi, tradiții, balauri și dinozauri. E ca o poveste. Vă asigurăm că aici chiar veți găsi o poveste. Una frumoasă, cu multe personaje, toate pozitive. Universitatea București, Academia Română, autoritățile, localnicii. Și un final care se arată ca fericit în zâmbetul fiecărui vizitator al Geoparcului Dinozaurilor.